Dedrea a recunoscut cum au ajutat OGIC sublinierei Vlad Cosma să obțin statutul de refugiat politic. A fost ziua dezvăluirilor pentru Elena Udrea. După ce a dat o lovituri zdravne, anuncând prin vocea avocatului ei ce este refugiat politic în Costa Rica sublinierei deci, nu va putea fi extradat, fostul ministru a vorbit pendelete despre procesul obținerii acestui statut. În baza documentelor sublinierei probelor depuse am fost audiat sublinierei mi s-a acordat acest statut, a declarat Elena Udrea într-o intervenție la Antena 3. Întrebat însă ce documente sublinierei ce probe a prezentat instanțelor din Costa Rica, Udrea a mărturisit ce s-a folosit de dezvăluirile făcute de Sebastian Ghic, Vlad Cosma sublinierei alții, care au vorbit despre abuzurile din România. Da, i-am citat pe toți. Probele sunt cele despre situația general, cele pe care le-am văzut cu toții, afirmații din interiorul sistemului, ale fost sublinierătilor oficerii SRI sau ale apropiacilor sistemului, procese care s-au judecat la ordin, dar sublinierei cazul meu particular. Nu au fost probe noi, ci toate lucrurile care se întâmplă în România. Lucruri care i-au subliniere ocat, pentru ce ei au o părere foarte bună despre Europa, a precizat Udrea. Unul dintre cei care au cutremurat lumea justiciei din România cu dezvăluiri bomba a fost chiar fostul deputat Sebastian Ghic. Omul de afaceri a prezentat în mai multe episoade documente cu privire la neregulile din cadrul DNA, dar sublinierei despre lecturile de prietenie pe care le avea cu sublinierea FA Direcției Naționale Anticorupție. Cu dezvăluiri sublinierei înregistrări privind abuzurile comise de procurorii DNA, în special cei din unitatea de elit de la Prahova a venit sublinierei fostul deputat social-democrat Vlad Cosma.